În cadrul proiectului de voluntariat din suflet pentru suflete, copiii de la Centrul de Refugiați din Rădăuți au fost invitați să realizeze decorațiuni și să împodobească bradul alături de copilașii de la grădinița cu program prelungit Pinocchio, structura grădiniței Prichindelul. Musafirii însoțiți de doamna inspector de poliție Mihaela Breabăn și preotul Ilie Sfârnaciuc au fost primiți cu multă căldură în glas de colinde. După ce s-au prins de mână și au confecționat ornamente pentru bradul grădiniței, oaspeții au plecat cu câte un cadou. Prin această activitate se dorește promovarea valorilor ce definesc oamenii și anume iubirea față de aproape, bunătatea și toleranța. Îl rog pe părintele Ilie Sfârnaciuc să ne povestească puțin despre copiii care au venit la noi astăzi în vizită și cu care noi vom realiza o activitate foarte frumoasă și interesantă. Bună ziua! Mulțumim că ne-ați primit. Ne-am venit să vă colindăm, dar fără să cântăm, doar așa, să vă facem o vizită cu copii din țări care, nu știu dacă ați învățat încă despre ele, din Asia, din Africa, da? Avem din Kenya, din Siria, din Cecenia, din țări pe care voi încă nu ați învățat despre ele, dar despre care o să vă vorbească doamna neînvățătoare. Ne bucurăm de primirea voastră, ne bucurăm de faptul că, iată, ați învățat colinde și cu ocazia asta și copilașii care sunt în centru nostru de cazare și proceduri, sau în centru de refugiați, cum este cunoscut așa în termen mai general, cu ocazia asta și ei învață din obiceiurile noastre. Ținem să mulțumim inimoaselor doamnei educatoare de la grădinița unde astăzi am fost invitați. Este o încântare și o plăcere să vedem că prin cadrele didactice copiii de mici sunt educați să dăruiască. Iar ce poate fi mai frumos decât să dăruiești unor copii nevoiași aflați în poate trecere pe teritoriul țării noastre, dar în mari nevoi, lipsuri departe de casă, departe de cămin, departe poate unii dintre ei de părinți, de bunici, de cei dragi. Ne bucurăm că de sărbători gazdele noastre s-au gândit la ei, i-au primit ca în familia lor și sunt alături de ei, nu doar cu gândul și cu ceea ce au ei nevoie mai mult de sărbători, adică un dar, un zâmbet, un gând curat, o atmosferă caldă de familie. Mulțumim tare mult! Noi mulțumim, doamna Mihaela, pentru implicare și tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în proiectul meu de suflet, din Suflet pentru Suflet. Mulțumim! O reală încântare și o bucurie. Avem lângă noi și doi oameni inimoși, părintele Ilie și părintele Emanuel de la Asociația Aidrom, care ne sunt tot timpul aproape și prima nevoie și primul sprijin pe care îl solicităm, îl adresăm lor, apoi venim noi în colaborare și încercăm să găsim parteneriate, să le asigurăm minimul necesar de educație în primul rând și de nevoi materiale. Mulțumim tuturor, sărbători fericite!